Oh my god. Deci nu vine să cred, au dat de Marele Alb, bro. De cel mai mare erechin din lume. I se vede umbra. Mamă, să nu vină către ei. Să nu vină către ei. Oh my god, cred că vine către ei, băi, vede. Oh my god, uitați-l acolo. Oh my god, vine către ei. Vine către ei. Bro, vine către ei. Astăzi vom reacționa la videoclipuri tragice în care anumiți oameni erau la un pas să fie omorâți de către erechini gigantici. Înainte să începem această reacție, băieți și fete, am de făcut o precizare. De fiecare dată când văd un videoclip de ăsta în care oamenii erau la un pas de moarte, ori că urmează să-i mănânce un rechin, ori un urs sau ceva de genul, stau și mă gândesc ce om normal la cap, ce om care nu este bolnav la cap, băieți și fete, în momentul în care se află într-o situație de viață și de moarte, man. Ești în mijlocul oceanului și urmează să te mănânce un rechin, sau ești în mijlocul pădurii și urmează să te mănânce un urs. Ce om normal la cap scoate telefonul și începe să filmeze, băi și fete? Mie nu vine să cred când văd chestiile astea, pentru că știu că majoritatea nu sunt fake, majoritatea chiar sunt videoclipuri reale în care rechinul ăla încearcă să te omoare, bro. Și tu scoți telefonul și filmezi, nu are absolut niciun sens. În fine, băi și fete, astăzi vom reacționa la 6 videoclipuri de genul în care, na, nu cred că toate videoclipurile sunt așa, poate, na, este și vreo cameră pe acolo pe barca aia, cine știe, care a filmat tot incidentul. Însă astăzi vom reacționa la 6 Shark Encounters That Will Haunt You, care înseamnă gen 6 întâlniri cu rechinii care cico să ne bântuie. Hai să vedem la numărul 6 ce se întâmplă, pentru că eu sunt foarte curios, bro. Let's go. Numărul 6. Uite, e vorba. Deci uite, mamă, băi și fete, deci uite-vă, băiatul ăsta, bă, mie nu vine să cred, frățioro, te omoară rechinii. Ce stai să -ți faci camera? Ai luat o razna. Ah, ok. Ah, nu, ok. Bun. Haideți, băi și fete, că am vorbit eu prea rapid. Bun, deci ăsta o să filmeze tot și a pus un GoPro. Bun. Ok, deci ăsta sare acolo. Bun. Mamă, dar aici cred că e ceva ilegal, ați văzut că era un ăsta, adică nu știu. Ok, bun, și acum sare de aici. Bun. Bravo. As the man rises back to the water surface, his friend suddenly alerts him of something else lurking in the water. Oh my god, deci că când ăsta a sărit deja în apă, prietenul lui a început să-l avertizeze, bă, frățelor, vezi că e ceva pe acolo, ai grijă, vezi că e ceva pe acolo. Shark, a zis. Shark. Mamă, băi, și vede, de unde sunt ăștia, men, de-i buzusab, gen... Bro, oh my god! Oh my god, băi și fete. Oh my god. Ok, cred că o să lase în pace rechinul. Dar am impresia că o să lase în pace și sperăm să lase în pace, bro. Out of pure shock, he immediately turns around and tries swimming away from the predator as fast as he possibly. Ok, a luat-o să fugă, dar pe unde fuge, gen, pe unde se duce, că nu prea văd acolo. Mamă, bă! Bă! Oh, oh! Oh my god! Oh my god, bă, băi, și vede! Băi, atât de aproape! Ok, eu râd ca prostul mereu în momentul de față, vă dați seama că râd ca un prost. Dar, da, frățelor, dacă ai vrut să sari în... Te-ai gândit că poate e ilegal pentru un anumit motiv? Nu știu. Just inches away from the animal, the man luckily manages to swim back to shore and climb up. Bă, ia uite-te, bă, ce bulan, fraților! Ce bulan a avut fraierul ăsta, man. Holy shit, bă, mi-e vine să cred, bă, doamne, doamne, mulțumim că e totul bine. Number și ce zic? Five. Numărul 5, let's go! Numărul 5. An 8-year-old boy on vacation with his family went out to explore the beautiful ocean floor. Ok, deci un băiat de 8 ani. Oh my god, deci... The video starts off with the young man peacefully swimming around the depths of the ocean as his parents watch over him from the boat nearby. Ok, bun, deci părinții lui se uită acolo, sunt în Bahamas, habar n-am ceva de genul. Ok, și are un GoPro pe față, bun. Mamă, ce frumos e aici, mamă, ce chiar e tare. Unfortunately for him though, a shark suddenly appears out of nowhere, lurking not too far away. Just in case, he quickly turns around to swim back to the boat when this happens. Ok, deci că a văzut ăla și gen a văzut șarpele, voiam să zic. A văzut rechinul, băi și fete, însă s-a întors să se ducă către barcă, dar s-a întâmplat ceva. Ce se întâmplă, bro? Oh my god! Oh my god! Mamă, bă!
Having luckily defended himself just bro. The brave boy continues to swim back to his family. Mamă, fraților, ăla genii a venit așa, dar el i-a dat cu aia. Ați văzut că a început să respire greu sub apă, men, vă dați seama în situația asta. The video ends there. Și aici se termină videoclipul. Whether the shark came back is not known. Nu se știe dacă a revenit ăla. Numărul 4, hai să vedem. On a sunny day in Florida, this adventurous man was out kayak fishing by himself when he experienced something truly. Mamă, ce a făcut? Băi, ce a prins ăsta? Ăsta a prins cumva vreun echid. Ok, deci ăsta s-a dus la pescuit cu kayakul, băi și fete. Simply show the man explaining his fishing endeavor. Bun, și că la început ăsta doar explică cum o să facă, cum o să prinde el pește, nu știu ce. Paddles away from the shore towards a bridge. It's pretty snarky out here. We're going to start here at the middle of the bridge and I think work to the left. Okay, a zice cum o să facă. Ia uite, băi. Fish for himself. The man is left stunned when he realizes that his next bait has attracted a bigger fish. Mama. Got him out. Oh my gosh. Holy sh. Oh my god. Mamă, ce bine faci că nu s-a dezechilibrat sau ceva de genul. Still in disbelief of what has just happened. Bro, a prins rechirul frățiorul la pescuit. The startled man is forced to cut off the bait from his fishing equipment. Bro, a prins. To save his life and have the shark finally leave him alone. Bro, omul meu a prins un rechin la pescuit. A group of Australian friends on a fun spearfishing expedition ended up fighting for their lives when they were attacked by a hungry tiger shark. The camera starts rolling right as they spot the predator suspiciously swimming around. Deci asta ce că mă notau pe aici și uitați-vă ce a venit, fraților. Mamă, tiger shark, chica. Luckily armed with sharp spears, both men bravely hold their ground. Oh, mamă, dar ăștia, fraților, erau echipați. A, deci probabil în zona aia se știa că s-ar putea să se întâmple ceva și să vină un rechin. Dar dacă se știe chestia asta, de ce te mai duci să noți acolo? Ai luat o razna. Dar vedeți că erau echipați cu spadii d-alea de, cum zice, de rechin. Ok, bun. Încearcă să țipe sau ceva. Pleacă-mă de aici. With the stubborn shark unfortunately refusing to back down. Mamă, dar asta nu vrea să se ducă înapoi, bro. Mamă, și rechinul ține tare de prada lui, fraților. Doamne ferește, dar na. Ia uite, a venit un băiat acolo. Uite, îl ajută. The men luckily make it on the boat unharmed and proceed to scream out in celebration of what they've just experienced. Au început să țipe. Bun, numărul 2 și după mai avem și numărul 1, mai avem două videoclipuri. Mamă, băi și fete, bă, da, dacă știi că este o zonă de aia, de ce te-ai dus să noți acolo, bro? Chiar și cu gen echipat. Ce? Doamne iartă-mă. Calmly fishing the waters of Salt Rock, South Africa. Mamă, uitați-vă acolo în spate. Deci asta este în Salt Rock, South Africa, în Africa de Sud. Uitați-vă în spate acolo că am văzut aia. În dreapta. Mamă, uitați-vă. Bro, bă, o să pice, nu vine să cred. After almost getting knocked into the water by the shark, the man pulls his legs back into the kayak to avoid accidentally baiting the animal. The video unfortunately ends there. Bă, și aici s-a terminat videoclipul, bro. Mamă, dar și ăla cum stă, mamă, frate, bă, eu m-aș panica pe bune, m-aș panica rău de tot, dar niciodată nu m-aș duce în locuri d-astea, men, așa. Dar vedeți că și-a păstrat calmul destul de bine, e bine că nu l-a doborât rechinul. And what happens next is not known. Și nu se știe ce se întâmplă mai departe. Numărul 1. A group of underwater divers at Fort Pierce, Florida went through a real life nightmare when a huge great white shark. Mamă! Oh my god, fraților, ăștia au dat de marele alb, bro. Oh my god, știți că marele alb este cel mai mare rechin din lume, care vreo 15 metri sau ceva de genul. Bro, și deși sunt și tineri, man. Mamă, sperăm că o să iasă totul bine, deci. Took interest in them. The video starts as the man recording quickly alerts the others of the imminent danger when he notices the faint shadow of the predator. Bă, uitați-vă, băieți și fete, uitați-vă cât de mare e pe acolo. Mă auzi că suntem într-un film horror, frate, să vezi așa ceva, îi vede umbra într-un fel. Swimming below them. Oh
Oh my god, bun, deci ăsta i-a avertizat pe ceilalți. Bă, vedeți că e marele alb aici, aveți grijă. Mamă, dar uitați-vă, face-o cum mi se vede aici. Bă, se vede atât de ciudat, man. Holy shit! Bro! Aș fi făcut pe mine instant, ești nebun. Uite, toți se respiră sub apă. Sunt panicați, adică, bă, frate, acum eu nu fac mișto de ei. Eu făceam infarct, ești nebun. The divers continue to point their weapons at the shark as it unfortunately starts swimming closer. Ok, bun, și rechinul vine către ei, dar vedeți că iau gen chestia asta, ci că na, e specială pentru rechini. În cazul în care te atacă un rechin, să ai de asta. Uite, bă, ăla o să vină. Uitați-l aici sus, uitați-l aici sus. Uitați-l acolo sus. Ia, uite, vine către ei, bro, vine către ei. Mamă, zici că să-ți iau acolo. Mamă. Ok, că trece pe lângă ei. Lose sight of the animal as it appears to have swum away. Because of this, they for some reason decide to split up and go searching for it. Bă, ăștia sunt proști. Bă, frate, deci animalul a plecat, a plecat marele alb și ce au decis ei să... Oamenii mei au decis să îl caute. Bă, voi știți nebun, ați luat o razna? Crede că îl vede undeva. After many minutes of searching, the predator is luckily nowhere to be seen. Din fericire nu l-au găsit. Bă, dă, ăștia chiar sunt proști, fraților. Cum, bă, frate? Te-a ajutat Dumnezeu să scapi de asta și tu îl cauți. Bă, tu chiar ți-o cauți, cum e vorba aia, băi și fete. Și aici s-a terminat. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai nebună interacțiune.